Deputatul PSD Sorin Vrăjitoru a prezentat în cadrul unei conferințe de presă stadiul celor două proiecte de suflet implementate în Călăraș, vorbind despre pasajul de la Drajna și portul turistic din municipiul Călăraș. Am să încep să fac vorbire despre câteva proiecte care mi le-am asumat, care noi, organizația județeană, mi le-am asumat vis-a-vis de dezvoltarea județului Călăraș. Când am plecat la Parlament, printre multe alte obiective, am avut aceste două, portul turistic și pasajul de la Drajna. Vreau să vă aduc la cunoștință astăzi stadiul de progres vis-a-vis de acest pasaj pe care mulți dintre noi sau dintre dumneavoastră sau locuitorii din județul Călăraș l-au crezut la un moment imposibil de realizat. Astăzi, când vorbim, am aici, în fața dumneavoastră, documentele care stau la baza și progresul care a fost realizat vis-a-vis de realizarea acestui pasaj. Și pot să vă spun că au fost elaborate și terminate forajele privind studiul geotehnic. Au fost două secunde. Deci, raport de progres din 30.09.2019. A fost finalizată activitatea de efectuare foraje. În curs de elaborare documentația TOCO în vederea transmiterii de către OCPI, a fost demarată activitatea de cercetare arheologică, urmare a protocolului de colaborare cu Muzeul Dunării de Jos, au fost efectuate măsurători de trafic privind drumurile naționale DN3 și DN21, și aici o să fac o paranteză vis-a-vis de DN21 imediat, prin care vă aduc la cunoștință și am mai spus asta și public, DN21 a fost prins într-un program de într-un studiu de prefezabilitate privind mărirea de la 2 benzi la 4 benzi a acestui drum. Deci DN21 este drumul care pleacă de la ieșire din oraș de la Peco de la Petrom către pasajul de la Drajna și către Drajna intersecția cu calea ferată și mai departe este către Slobozia și mai departe către Brăila. S-au găsit fondurile necesare pe POIM, el este băgat în acest studiu de prefezabilitate. Vis-a-vis de proiectul portului turistic de la Călăraș, după cum știți, domnul ministru Trif a fost la Călăraș și a semnat contractul de finanțare. Din discuțiile pe care le-am avut cu titularul de implementare al acestui port turistic, Consiliul Județean, sunt pe ultima 100 de metri vis-a-vis de toate avizele necesare privind demararea acestui important proiect, spun eu, pentru noi, pentru călărășini. Atât vis-a-vis de aceste două proiecte, dacă putem să facem vorbire și despre ce se întâmplă la Călăraș vis-a-vis de dezvoltarea județului și a municipiului și faptul cum arată acest municipiu la ora actuală cu o administrație liberală de aproape 8 ani de zile. Un punct de vedere al meu personal este un dezastru. Orașul vine toamna, acum vin ploile, tot orașul este spart, nu avem pe unde să circulăm. Se pare că cei mai fericiți vor fi cei cu serviciile din acest oraș. Vis-a-vis de agricultură, astăzi în Comisia de Agricultură suntem cu legea 17 de vânzare a terenului agricol, de modificare a legii 17, legea CAD. Suntem de aproximativ o lună și jumătate, în fiecare săptămână invităm asociații profesionale, fermieri, mediul de afaceri, să vedem cum putem să modificăm, să facem o lege bună, în primul rând, pentru noi, pentru România. Fiindcă aici se pune problema nu numai de faptul de transfer al dreptului de proprietate. Se pune problema, din punctul meu de vedere și al colegiului meu, de securitate alimentară a acestei țări pe termen mediu și lung. Următoarele provocări vor fi schimbările climatice și am fost la sediul FAO de la Roma și au venit niște rapoarte vis-a-vis de schimbările climatice de ne-am speriat. Dar revenind la terenul agricol al României, sunt puse acum în lege niște amendamente care vor limita cumpărarea de teren agricol către cetățenii străini. Nu există o situație, nu există o situație exact. Tot ăla care a fost de teren, nu are care nu e pe mai. Nu, dar tot ăla e. Provocarea pe care o avem acum în cadrul comisiei și o dezbatere la nivel de parlament. Limităm sau nu limităm cumpărarea de teren agricol în România?
Este o provocare pe care unii fermieri români vor să o plafonăm, alții nu. Deciziile le vom lua la Parlament, dar în urma unor consultări. Mergem mai departe, mergem mai departe. Spuneați de integrarea producției. Domnul deputat. Dați-mi voie să termini ideea. Facem conferință sau monologuri, ca să știu că nu mai stau. Dacă e pe monolog, nu mai stau. Am înțeles. Am o întrebare, că e la obiect și la subiect. Spuneți. Aveți cunoștință că înainte de a fi permisă achiziționarea de terenuri de către persoane cu domiciliu în afara României, erau achiziționate prin intermediari? Păi dacă era cadrul pe legislativ permisiv, normal. Bun, de și care e diferența între a schimba legea de a permite sau nu achiziționarea de teren a unor persoane fără domiciliu în România prin intermediar român, că e același lucru. E vorba de a cumpăra și de a are bani să cumpere terenul respectiv. Vom pune un amendament în lege și efectuar... Interdicția nu. Vom modifica... Dacă vom modifica legea... Încercăm să modificăm legea 39 a societăților comerciale. Fiindcă problema se pune și acolo. Vor cumpăra teren sau cumpără teren agricol pe societate, închid societatea, da? Și terenul se transferă acționarilor. Da? Am gândit și așa ceva. Dar suntem în proces de elaborare a acestei sau de modificare a acestei legi. Dar de ce vă trimiți voi și voi ce spuneți în Ungaria sau în Polonia, țări care au făcut treaba asta și luați legea și o traduce? Și în Ungaria, știm foarte bine, am documentat, știu foarte bine ce se întâmplă și în Ungaria și în Polonia. Ungaria și este în procedură de infringement acum pe această lege, dar se pare că o forțează cât se poate să o forțeze. În Ungaria, ca persoană fizică, nu poți să cumperi un metru de teren agricol decât dacă ești căsătorit cu un cetățean ungur sau căsătorită cu un cetățean ungur. Punct. Vis-a-vis de societățile comerciale, poți să cumperi până la 300 hectare de teren agricol pe societate. Punct. Ei, am documentat, v-am spus, suntem în discuții cu mediul de afaceri, cu asociația profesională, cu LAPAR-ul, cu Agrofarm, cu toți i-am chemat la comisie și vrem să scoatem o lege bună pentru noi, pentru România și pentru fermierii din România. Da. Asta am încheiat. Vis-a-vis de ce spunea doamna ministru mai devreme cu integrarea producției, vreau să vă aduc la cunoștință că în decembrie 2017 am votat în Parlamentul României două legi pentru porc și pentru sectorul de suine și sectorul avicol. Ce s-a întâmplat? Președintele României le-a trimis pe la Curtea Constituțională, le-a întors că românii că sunt neconstituționale să facem pui și porc în România? Am înnebunit, nu mai suntem sănătoși, domnilor. Le-a dus mai departe, am plecat cu el la Bruxelles, că e ajutor mascat de stat. Au venit de la Bruxelles și ne-a dat dreptate tot nouă că putem să facem aceste două legi. Și putem să integrăm producția. Era vorba de agricultură. Putem să integrăm producția și să facem. Sunt bune aceste întâlniri și e clar că și aici am demonstrat ce se face pentru investiții.